vine să stăm la povești și apoi să ne colinde, așa cum știe ea mai bine nimeni alta decât spectaculoasa, frumoasa, extraordinara Paula Selling! Ești neschimbată! Tu ești neschimbată! Tu ești neschimbată, dă-mi voie să spun! Foarte frumoasă, foarte talentată. Mulțumesc. Și... am impresia că tu pe zi ce trece întinerești. Du-te, mă! Nu, tu, spun adevărul și vreau să-mi spui aici care este treaba cu bucătăria asta vegană, că am impresia că ți se cam trage și de aici. Deci tu de 3 ani de zile ești vegană. Da, și de 10 vegetariană. Wow! De adică n-am mai mâncat carne. De 10 ani, da. Și de 3 ani vegană, 100%? Da. Da. Adică vegană, stai un pic. Nu există 90% vegană. Nu merge, nu? Nu. Am fost și eu vegan vreo jumătate de ori odată. Deci nu merge. Dar adică, vegană ce înseamnă? Adică nu mănânci nimic care să fie fiert, nu? Din punct de vedere alimentar, culinar, țin post nelimitat. Fără carne, fără lapte, fără ouă? Fără ouă și mănânc gătit, gătesc divers. Uh-huh. Doar că nu mănânc produse de origine animală. Și vegan nu înseamnă că nu procesez termic? Adică... Nu. Asta e ro-vegan. Asta e următorul nivel. Da, eu nu pot ro-vegan pentru că nu pot. Dar tu ești vegană sau și soțul tău? Toți. Că de asta mă gândeam că e greu doar unul să fie și ceilalți, nu? Mamă, da. Mi-ar plăcea mult de tot să gust din toate preparatele pe care le ai la masa de Crăciun. Pentru toate că sunt convins că sunt vegane. Fabuloase, da. Ne-a gătit odată cineva tot așa mâncare vegană și îți dau cuvântul meu de onoare că nu făceai nicio deosebire, adică la nu un este. Moment dat. Dar nu trebuie este. Să fii specialist să faci treaba asta. Mama s-a învățat deja de ani de zile, ba chiar aflând. Uite, iartă-mă, avem imagini de pe vlogul tău, nu? Da, este un fel de vlog culinar. Da, dar e foarte tare. Da. Hai tu să-l spunem oamenilor unde poți să-l găsească și să afle mai multe despre tot pe ce pe pagina înseamnă. Mea de Facebook, pe pagina mea de YouTube. De fapt, pe YouTube sunt toate rețetele. Paula Selling, caută pe YouTube. Canalul meu și de YouTube. Acolo găsește cu siguranță. Exact, este un playlist cu rețetele astea. Sunt rețete pe care le-am cules, unele dintre ele chiar le gătesc acasă, altele mi s-au povestit, unele sunt mi le-a făcut mama. Și rețetele astea sunt, am vrut să le fac pentru că prea des am întâlnit ideea că a fi vegan e costisitor și e fără gust și atunci am vrut să arăt oamenilor că se poate. Și chiar și pentru perioadele de post, de curățare a organismului, e binevenită o astfel de abordare. Vreau să ne promis că în 2021 ne aduci ceva vegan făcut de tine. Cu drag, oricând, adevărul sigur. Că arată, deci intrați pe YouTube la Paula Selling, oameni buni, pe Facebook, pe Instagram, dar pe YouTube sunt videourile, pentru că arată senzațional imaginile, serios. Adică mi s-a făcut poftă, jur. Sunt tot felul de variante, sunt și, de exemplu, pizza fără gluten. Eu am o problemă cu glutenul și atunci încerc să găsesc soluții. Pizza de linte, pe care o tratez așa ca pe pâine. Uh-huh. Am șnițele de pleurotus, care au fost un succes. De ce? Foarte mult. De pleurotus, de ciperci, pleurotus. Am conopidă crocantă. Intrați voi și vedeți, pentru că sunt super. Foarte multe variante, da. Dacă mă apuc și o să mănânc doar vegan, crezi că pot să am și eu măcar 2% din vocea ta? Sau nu mă ajută? Vino la lecții. La lecții. Pentru că o avem și pe Paula Selling, doamna profesoară. Da, mi-am propus ca pe viitor să încerc să-mi dau și doctoratul și să profesez. Foarte frumos. De Crăciun, concert online. Concert online, da, am câteva propuneri de concerte. Se pare că se adaptează și lumea noastră la noile condiții și se pare că am avut, sau în această perioadă chiar am avut câteva cereri de la diverse organizații, companii care și-au dorit concert online. Și acum vreau de Crăciun să ofer... e concert online, nu? Da, și vreau să ofer publicului un concert online acum de Crăciun. Uh-huh. Unde o să caute lumea? Pe Facebook la Paula Selling? Pe Facebook-ul meu și pe YouTube-ul meu. Deci pe 25, fix în ziua de Crăciun? Da. Deci pe 25 decembrie, poi mâine, da. Pe Facebook Paula Selling o să puteți să fiți părtași la acest concert online. Știi ora? Sau de altfel, nu știu ora, dar intrați pe Facebook și veți afla și tot acolo puteți să-mi spuneți și la mulți ani, că e ziua mea pe 25. La mulți ani, Paula Selling. Mulțumesc! Ciucă? Da? Du-te și adă niște flori. A venit Paula, e ziua ei de Crăciun și noi n-avem flori. Nu s-a liniștit că mi-am dăruit ziua calendarul de naștere. Calendarul meu s-a stricat, știi că aveam eu calendarul cu...
Calendarul nostru s-a stricat. Dar stai un pic, că uite, ți-ai dăruit ziua de naștere? Da, da. Oamenii, pentru... în loc să-ți facă cadouri, pot să ajute? Da, Fundația Dorește Viață. Uh-huh. Dacă vor să-mi facă cadouri, scuzați cacofonia, o pot face online și o sumă modică, pentru că Fundația vrea să construiască, să continue lucrările la spitalul Marie Curie și așa mai departe. Paula Selingă, o fată extraordinară de talentată și minunată, și vreau să ne promis că în 2021 odată, 1, ne vizitezi mai des, 2, ne aduci mâncare vegană. Așa facem. Și 3, nu există să spui nu, da? Nu există nu. Perfect. Și vreau să vă spun că Paula Selingă, oameni buni, are un cadou pentru toți cei care se uită la noi. După o scurtă pauză de publicitate, ne cântă cu vocea ei dumnezeiască imediat. Am revenit în direct, oameni buni, și așa cum vă ziceam ceva mai devreme, avem o voce dumnezeiască alături de noi, este Paula Selingă. Tot ce trebuie să faceți este să dați televizoarele cât se poate de tare, pentru că va cânta live. Mulțumim mult, Paula! Cu drag! Și noi ne vedem mâine, oameni buni, așadar mâine la ora 3, ediție specială de ajun de Crăciun. O seară frumoasă! Să trăiască cine ascultă în sală.